Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează pe dâmbovițeni că până la data de 17 octombrie 2011 inclusiv se pot depune cererile de solicitare ajutorului specific acordat pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică. Fondurile se acordă pentru exploatațiile din producția vegetală și animalieră care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică și care se află în perioada de trecere de la agricultura convențională la agricultura ecologică, numită conversie. Dâmbovițenii trebuie să știe că se poate depune o singură cerere, fie pentru o exploatație din producția vegetală, fie numai pentru una din speciile din producția animalieră sau numai pentru o exploatație din apicultură. Acest sprijin poate fi solicitat pentru o exploatație din sectorul vegetar sau animalier sau apicol. Deci beneficiarul nu le poate solicita pe toate deodată. În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe raza mai multor județe, cererea va fi depusă la centrul județean APIA, pe raza căruia se află suprafața mai mare pentru exploatațiile din domeniul vegetal. Pentru exploatațiile din domeniul creșterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul județean APIA, pe raza căruia se află înregistrat sediul social, respectiv domiciliul pentru persoane fizice. Pot beneficia de acest sprijin exploatațiile care sunt înregistrate în sectorul de agricultură ecologică, dar și cele care se află în perioada de conversie, respectiv trecere de la agricultura convențională la cea ecologică. Pentru acest tip de ajutor specific, România beneficiază de fonduri europene de peste 3 milioane de euro din Fondul European de Garantare Agricolă.